Și vom da cel puțin, la fel cum am dat și în această seară. A fost supărare mare, totuși a fost la 10 minute, practic, de rezultat mare. Da, normal că este o frustrare așa, pentru că au dat gol din nimic, au avut mare noroc. Dar asta este, trebuie să luăm ce am greșit din meciul acesta și să nu se mai repete la ei acasă. Pentru tine, revenire într-un meci în 16-a Europa League. Da, sunt bucuros că am reușit să mi-ajut echipa. Voi da 100% la fiecare meci și sper să câștigăm campionatul și să ne calificăm mai departe. Ai avut ceva emoții acum la revenirea acasă pentru tine, unde ai câștigat două titluri? Înainte de fiecare meci de fotbal, eu am o emoție pozitivă și îmi dă putere, mai ales când joci cu un stadion așa plin, este o bucurie foarte mare și o mândrie. Ți-a plăcut de cineva anume de la Sevilla? Toți ca echipă, sunt o echipă puternică cu experiență și jucătorii cu foarte mare calitate. Dar nu sunt. Stai să vezi o Sevilla mult mai puternică astăzi decât a fost în teren? Da, mă așteptam să fie mult mai buni, dar cred că noi ne-am ridicat la nivelul lor în această seară. Ce putem să sperăm de la Red Bull? Eu zic să mergem acolo 100% că ne vom califica și să dăm totul pe teren, pentru că mingea este rotundă și nu știi ce se poate întâmpla. Dan Petrescu, ce v-a spus? Ce să zic, că ne-a încurajat, era și el supărat că am luat gol, dar asta este, trebuie să învățăm din greșeli să nu se mai repete. Ați văzut cu saci în căruță, cum s-ar spune, după ce ați condus? Nu prea cred. Dacă ne vedeam cu saci în căruță, luam 5. Ai făcut sau vrei face schimb de tricou cu cineva de la Sevilla? Am făcut cu Jesus Navas. Preferatul tău? Da, îmi place mult de el pentru că joacă poziția mea și eu de la cei mai buni vreau să învăț. Ar fi bine să fie Barci în campionatul, te găsitați cu Treba? Da, de ce nu? Pentru că s-a văzut și în această seară. Eu am văzut de pe teren că a fost Hens și eram sigur că o să dea la VAR. O să fie o partidă dificilă, dar eu cred că noi, dacă ne ridicăm la 100%, va fi foarte greu pentru cei de la Craiova. Foarte dezamăgit. Da, normal, pentru că puteam să-i batem în această seară, așa am simțit eu. Vei da o centrare de gol și pe Ramon Sanchez Pizjuan? Doamne ajută! Eu dau 100% pe teren și eu, pentru mine treaba mea este să mă apăr, să nu luăm gol. Dacă vine ceva bonus în atac, e altceva. Mersi!